Asistentul maternal profesionist este persoana fizică atestată de către Comisia pentru Protecția Copilului, care asigură prin activitatea pe care o desfășoară la domiciliul său creșterea, îngrijirea și educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primește în plasament. Persoana care desfășoară o astfel de activitate trebuie să dovedească faptul că are profilul psihologic și calitățile necesare pentru a-și îndeplini obligațiile pe care și le asumă ca părinte. Necesitatea asistenților maternali este din ce în ce mai mare în condițiile în care centrele de tip rezidențial vor fi închise. Directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, Violeta Milaș, vorbește despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care vor să devină asistenți maternali, dar și veniturile pe care le pot obține. Sigur, există acum așa un standard mai complicat. Condițiile de locuit ale persoanelor trebuie să fie mai bune. Să aibă studii, fiindcă totuși sunt niște cerințe. E simplu sunt să foarte ai... stricte, foarte dificil. Nu, este foarte dificil, dar familiile care vor să aibă grijă de un copil și să fie asistent maternal trebuie să înțeleagă toată familia ce înseamnă asistența maternală. Că noi nu ne raportăm doar la asistentul maternal. El locuiește în casă cu familia extinsă, cu copiii lui, poate cu soțul, cu bunici, cu ăsta. Trebuie să înțeleagă tot ce înseamnă asistența maternală, fiindcă acel copil intră într-o altă familie. Devine practic un membru al familiei și atunci, în multe situații, avem persoane care doresc să devină asistent maternal, dar familia este mai reticentă. Nu acceptă ideea că, sigur, vizitele nu se realizează la domiciliu ale părinților naturale ale copiilor, dar nu înțeleg de ce, pe urmă, trebuie să păstreze legătura și să explice copilului că nu sunt ei părinții adevărați. Sunt și, vedeți acum, e frica aceasta de când și anumite cazuri au fost mediatizate excesiv, considerăm noi, ca specialiști, au fost mediatizate excesiv unele situații atipice sau care ies din tiparul legii și din tot ceea ce înseamnă asistență socială și atunci sigur că intervine și frica. I-au speriat. Da, s-au speriat și nu mai zic de cazul răpirilor de copii sau de... Astea, știți, responsabilitatea este foarte mare. Sunt niște condiții precise pe care o familie... Da, trebuie să aibă locuință proprie, în primul rând, sau măcar o locuință, dacă locuiesc cu socrii sau cu părinții sau cu altcineva, să fie de acord să-i primească în spațiu, să poată pune la dispoziția unui copil o cameră, fiindcă nu ducem un copil ca să stea într-o cameră cu încă 10 persoane ca și acasă, deci să ofere un trai aproape de normalitate, exact ca și copiii din familie. Sigur, să fie școală în comunitate, să fie medici de familie, fiindcă toți copiii trebuie să meargă la școală și atunci, sigur, o persoană care locuiește într-o localitate unde nu este școală, va fi mult mai greu să-și asume responsabilitatea pentru un copil care trebuie dus la școală. Responsabilitatea noastră, vedeți, este totală. Dacă se întâmplă ceva cu un copil din sistem, toată lumea, de ce s-a întâmplat? Să spunem că asistentul maternal este plătit pentru munca este pe plătit, care pentru sigur. Grija pe care o acordă copilului, primește asistentul un salariu. Asistentul maternal are salariu cu carte de muncă, cu tot ce înseamnă spor vechime de continuitate, muncă. Vechime, tot ceea ce înseamnă spor de pentru copilul cu dizabilități este un spor de 25% în plus. După activitatea de evaluare, formare și atestare care se face gratuit de către DGASPC Sălaj, persoanele selectate urmează să fie angajate în cadrul rețelei județene de asistență maternală cu un salariu atractiv diferențiat în funcție de vechimea în muncă, precum și alte beneficii financiare, indemnizație de hrană, tichete de vacanță. Informații suplimentare se pot solicita la adresa de e-mail office@dgaspcselaj.ro sau la numărul de telefon 0260 615 017, interior 23 28 19. De asemenea, se pot găsi detalii pe site-ul DGASPC Sălaj, www.dgaspcsj.ro. Persoanele interesate sunt rugate să depună o cerere la secretariat sau să trimită un mesaj pe adresa de e-mail office@dgaspcsj.ro. pentru ca ulterior să fie contactați și îndrumați de către specialiștii din cadrul instituției.